Posibilitatea. Mă auziți? Da, foarte bine. Oana Melinceanu lucrează, este Policy Officer la Directoratul General de Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei Europene. O prezentare foarte frumoasă. Am să te rog, Oana, să încep cu evenimentul din 5 mai, ca să fim sigure. Exact. Organizăm în cadrul acestei misiuni pentru orașe europene un eveniment care va avea loc pe 5 mai. Este un webinar, ca și acesta, cu autoritățile locale din Iași, împreună cu unul din experții din Comitetul de Experți al misiunii pentru orașe și cu alți parteneri locali. Și vă invit cu această ocazie să participați și dumneavoastră la webinar. Am atașat în ultimul slide linkul cu care puteți să vă înscrieți și să participați. Și acum revin, știu că am la dispoziție doar 7 minute, dacă nu mă înșel, e adevărat? Tot timpul pe care ni-l mai alocă sistemul. Ok, deci profit cât pot. Ce sunt aceste misiuni care care au fost dezvoltate pentru următorul program cadru Orizont Europa pentru 2021-2027? Parțial inspirate de misiunea spațială Apollo 11 de a trimite omul pe lună, misiunile europene pentru cercetare și inovare au practic scopul de a aduce soluții la cele mai mari provocări societale cu care se confruntă omenirea. Deci ele își doresc să fie ambițioase și inspiraționale, să aibă un impact asupra societății, în același timp să fie ambițioase, dar și realistice și, nu în ultimul rând, să aibă în centrul cetățenii de rând. Două rapoarte au fost scrise în acest sens de către profesorul Mariana Mazzucato, le aveți în slide-ul celălalt, exact. Sunt publice, puteți să le răsfoiți pentru mai multe detalii despre ce se dorește a fi o misiune. În acest scop au fost identificate practic cinci arii de acțiune pentru a aduce soluții la aceste provocări, și anume adaptarea la schimbarea climatică, prevenirea și tratarea cancerului, curățarea oceanelor, o agricultură sănătoasă și o alimentație sănătoasă și, nu în ultimul rând, orașe neutre din punct de vedere climatic și inteligente. Următorul slide, te rog. S-a blocat. Așa. Practic, vara lui 2019 a fost deschis un call, un apel la candidatură pentru a selecta un comitet de experți. Din peste 500 de candidaturi pe care le-am primit, am selectat doar 15 experți. Aceștia trebuiau să provină din domenii diferite și din țări diferite, dar să lucreze practic în capacitatea lor individuală, nu ca fost primar sau ca primar al anumitei localități, dar s-a încercat practic un mix de domenii și de cunoștințe pe finanțe, comunicare, urban, transport, industrie, energie. Și de altfel și un echilibru la nivel de gen și din punct de vedere geografic. Pe lângă acest comitet, și rolul lor evident este de a aduce recomandări Comisiei Europene și de a, în cadrul acestei misiuni pentru orașe, de a identifica una sau mai multe misiuni la care vor contribui, evident, și ceilalți parteneri prin diferite consultații și cetățenii. Următorul slide. Pe lângă acest comitet de experți, pentru că a fost un interes extraordinar de a participa la soluționarea, de a participa în această misiune pentru orașe ca expert, s-a creat un alt grup care se numește Assembly, cu alți 30 de experți care au ajutat prin cunoștințele lor și prin recomandări comitetul de experți care lucrează actual pe această problematică. Următorul slide. Câteva definiții
următorul, câteva definiții și cifre. În Uniunea Europeană sunt mai bine de 800 de orașe cu peste 50.000 de locuitori, peste 100 de orașe au peste 250.000 de locuitori și văd aici, cred că slide-urile mai vechi dinainte de Brexit, două megasituri cu peste 10 milioane de locuitori. Experții din cadrul comitetului au încercat să ajungă la un anumit titlu și să dezbată asupra noțiunii de climate neutral. Neutralitatea climatică este, în perspectiva aceasta, un echilibru. Spre exemplu, dacă aveți o industrie în oraș care poluează cu 30.000 de tone de dioxid de carbon, în același timp, pentru a deveni neutru din punct de vedere climatic până în 2030, trebuie să contribuiți cu acțiuni care să compenseze aceste emisii. Nu știu, prin mobilitate, spre exemplu. Asta ar însemna ca toți locuitorii să folosească bicicleta zi de zi sau așa mai departe. Este ceva utopic, dar doar pentru a explica un pic această neutralitate climatică. Și, în ultimul rând, din această misiune se menționează și orașele inteligente, dar aceste tehnologii și digitalizări trebuie văzute mai mult ca un facilitator pentru a obține, pentru a atinge acest scop final de a neutralității climatice. Deci smart cities nu trebuie văzut ca o soluție, ca un scop în sine, tehnologia nu trebuie privită ca un scop în sine, ci trebuie văzută ca un facilitator, ca a ajuta orașele pentru a-și atinge scopul de orașe ecologice. Știți deja probabil că 2% din planetă este ocupată de orașe și totuși acest mic procent poluează cel mai mult, 70% dintre emisii provin din orașe, la fel ca și 65% din energie, 75% din cetățenii europeni locuiesc la orașe și această cifră preconizează crește până la peste 85% până în 2050. Răspundem prin această misiune mai multor politici europene, cum este acordul la Paris, Agenda 2030. Luana a menționat deja pactul ecologic european pentru a avea un continent climatic. Și am pus aici un citat al primarului din Los Angeles. Ideea în sine, vă las să citiți, nu are rost să-l redau, este că trebuie să gândim global, dar acțiunea are loc la nivel local și că orașul joacă un rol important în a combate această schimbare climatică. Mai departe, te rog. Revin la acești experți care au fost selectați. Inițial au fost 15, acum am rămas cu 14. Se caută selectarea unui al 15-lea expert care se va alătura celorlalți. Avem de la stânga sus Polonia, Suedia, Danemarca, Italia, Portugalia, Franța, Slovenia, Germania, Spania, Cipru, iarăși Suedia, Austria, Estonia și Grecia. Deci un pol de experți, un grup de experți din diverse domenii și din diferite țări care lucrează și se întâlnesc în fiecare lună pentru a avansa. Ei au avansat deja un raport preliminar în decembrie 2019. Poți merge mai departe, te rog. În slide-ul următor. Deci au avansat deja un raport. Ce își dorește această misiune și ce este diferit față de celelalte instrumente care au fost menționate, nu numai până acum, dar în general, pentru că am vorbit în dimineața aceasta de mobilitate urbană, dar orașul este o entitate extrem de complexă și are nu numai transportul
trebuie ținut cont numai de transport, dar de asemenea și de clădiri, de energie, de resurse regenerabile, chiar de gestionarea deșeurilor în oraș. Toate acestea, deci practic misiunea își dorește să aibă o viziune holistică. Da? Și deși ea se află sub programul Orizont Europa, care este pentru cercetare și inovare, își propune practic să aducă sinergii și cu celelalte instrumente europene și cu celelalte fonduri europene, precum fondurile structurale, EIB, EIT și tot ce există până și cu convenția primarilor, adică încearcă să faciliteze această sinergie între toate instrumentele pentru ca fiecare oraș să beneficieze în funcție de nevoile sale de anumite programe financiare. Au venit de asemenea cu un titlu provizoriu, deci practic 100, obiectivul misiunii este de a avea 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic până în 2030 pentru cetățeni. Este, de ce zic că este un titlu provizoriu? Pentru că poți merge la slide-ul următor. Pentru că acum, pe baza acestui raport, ei sunt într-o fază de consultare, nu numai cu partenerii business as usual, cu ceilalți parteneri care sunt interesați de acest subiect, dar chiar și cu cetățenii. Cum își doresc ei să... au propus practic acești experți ca metodă de a atinge acest obiectiv este prin semnarea unui contract. Acest contract este practic un parteneriat care va fi semnat între autoritățile locale, da, cele regionale, chiar la nivel național și inclusiv Comisia Europeană, prin care se angajează că până în 2030 vor avea un plan de acțiune concret prin care își vor expune practic toate vor atinge acest obiectiv de neutralitate climatică. Evident că sunt foarte multe disparități între orașele europene și nu pot fi puse toate în competiție printr-un col. De aceea se încearcă crearea anumitor consorții, pentru că știm foarte bine, sunt veșnicele aceleași usual suspects care se descurcă foarte bine în materie de neutralitate climatică și tot ce ține de ecologie, iar unele alte orașe și inclusiv cele din România au anumite probleme și financiare și politice și de mai multe tipuri. Dar ele se încearcă să le motivăm să facă parte din acele consorțium și să încerce, dacă nu până în 2030, măcar până în 2050, să aibă un plan de neutralitate climatică. Și acest lucru nu se poate face, evident, fără ajutorul tuturor și colaborarea tuturor partenerilor de la municipalitate, business, industrie și, nu în ultimul rând, până la cetățeni. Ok, am menționat că suntem într-o fază de consultare, atât cu partenerii obișnuiți, dar și cu cetățenii și se dorește un upgradare acestui raport până la sfârșitul mai. Dar având în vedere situația actuală de criză sanitară, evident că deja este foarte greu să găsești cetățeni în general, este cu atât mai greu să-i găsești acum într-o perioadă de confinement. Și ce încercăm noi totuși să facem este sunt webinaruri, așa cum v-ați propus și dumneavoastră astăzi. Cred că slide-ul următor mai zice, așa, spun exact în perioada, am spus că în 2019, în vara lui 2019, s-a stabilit acest comitet de experți. Prima întâlnire a avut loc în timp în cadrul European Research Innovation Days în Bruxelles, la începutul lui septembrie, la sfârșitul lui septembrie. În 2020 suntem într-o perioadă de consultare și va avea loc și o consultație publică
Și se dorește ca această misiune să demareze în 2021 cu începutul lui Orizont Europa, dacă totul decurge conform planului. Vom vedea dacă vor fi întârzieri. Și vă las să reflectați, am pus ceva mai pe final, doar ca să să închei această prezentare. Într-o notă tristă, dar și comică în același timp. Vă invit așadar să participați în discuția care va avea loc cu primarul din Iași, cu municipalitățile, municipalitatea din Iași și cu experta noastră, Maria Vasilacu, care face parte din comitetul de experți și este fost primar adjunct al Vienei. Vă voi invitați, o aveți pe următorul slide. Invitația este webinaria și acolo, dacă accesați, aveți practic linkul spre webinar. Puteți de asemenea să-mi adresați întrebări, nu știu dacă timpul îmi permite acum, dar sunt... Și acum, dacă okay. Sunt întrebări, eu acum. Da, mulțumesc pentru atenție! Mai spune-ne, te rog frumos, Oana, despre webinarul din 5 mai. Se poate înscrie oricine în limita locului disponibile. Deci este prin WebEx. Nu știu dacă există o limită de participare. Acum, rolul acestui webinar este o discuție, este un dialog între municipalitățile din Iași, autoritățile locale din Iași și cu expertul nostru. Pentru a-și aduce contribuția la acest raport de care am menționat. Evident că oricine este invitat să asiste și eventual să contribuie, pentru că am pregătit o serie de întrebări cu ajutorul expertei pe care îl voi distribui eventual, pentru a pregăti și pentru a fi mai eficienți în timpul webinarului. Iar într-o a doua măsură, pentru că ideea de fapt este de a avea un dialog cu cetățenii, dar pentru că în situația de față este extrem de dificil să ajungem la ei, propun practic un dialog cu studenții și cu liceenii din Iași, tot așa printr-un webinar pe care încă nu l-am creat, dar nu neapărat pe 5 mai, poate ziua următoare, pentru că am vorbit cu profesorii și cu m-au sfătuit să-l organizez dimineața, prin care să aflăm părerea lor, care sunt nevoile lor, cum văd ei prioritățile la nivel de oraș, ce ar trebui ei, ce ar fi ei dispuși să schimbe sau să facă pentru a contribui la un oraș mai ecologic și, nu în ultimul rând, ce ar trebui, din punctul lor de vedere, să facă autoritățile locale pentru a atinge acest obiectiv până în 2030. Noi ne-am dat un target destul de ambițios, dar zic eu, nu e imposibil și cred că trebuie nivelul de ambiție să fie ridicat și la fel și nivelul de voință și am sesizat că orașele din România sunt motivate și noi vrem într-un fel să le ajutăm să se alinieze în această misiune. Clujul a fost deja implicat, a avut loc un eveniment fizic prin care colega mea, care nu este acum cu noi în webinar, pe 4 martie a avut loc un eveniment fizic înainte ca această criză sanitară să aibă loc și au fost extrem de deschiși și concluziile au fost că, pe scurt, nu tehnologiile ne vor ajuta să atingem această neutralitate climatică, ci oamenii. Și de aceea Comisia încearcă o schimbare în modul de carelare, de consultare cu partenerii de obicei, pentru că avem obiceiul să consultăm cercetătorii, industria, business-urile, asta știm să le facem destul de bine, avem experiență, dar în schimb nu știm și nu avem experiența de a implica cetățenii în procesul de decizie. Și dacă aveți idei, sunt la dispoziția noastră, consultațiile cu cetățenii sunt până la sfârșitul lui mai, dar ele vor fi extinse de-a lungul 2020 și chiar mai încolo. Trebuie să devină un proces continuu. Da. Poate concepem împreună un text pe care să îl trimitem către administrațiile publice. Drag. În România.